bine v-am regăsit! Azi voi aborda un subiect tehnic și anume voi vorbi despre așa numita pompă bareback, nume tradus din engleză ram pump. Deși această serie este dedicată în primul rând științei, după cum cred că știți, voi vorbi despre acest subiect tehnic, deoarece mulți sunt induși în eroare când aud că această pompă poate ridica apă fără să aibă nevoie de energie electrică sau de un motor care să o antreneze, trăgând concluzia că poate fi încălcată legea conservării energiei. Nu-i condamn pe cei care cred acest lucru, îi condamn pe cei care prezintă această pompă spunând că, citez, ridică apă fără să aibă nevoie de energie pentru asta. Pentru că aceștia fie se exprimă neglijent, cazul cel mai nevinovat, fie mint în căutare de senzațional, fie nu înțeleg cum funcționează pompa. Afirmația corectă și completă, pentru că după cum știți, adevărul spus pe jumătate e minciună, este: această pompă n-are nevoie de altă energie decât cea a apei pentru a ridica o cantitate de apă. Și asta pentru că ea folosește fie energia potențială a apei, adică are nevoie de o diferență de nivel, fie energia cinetică a apei, adică are nevoie de un curent de apă. Pentru că nu putem ridica nimic fără să efectuăm lucru mecanic, deoarece prin ridicarea unui corp crește energia lui potențială. Iar legea conservării energiei ar fi încălcată dacă energia potențială gravitațională a unui corp ar crește, fără ca în același timp să scadă undeva o altă formă de energie. Și veți vedea că exact asta se întâmplă și în cazul pompei bareback. Dar întâi vreau să spun că, de fapt, numele de pompă bareback este incorrect folosit, deoarece ram pump, tehnic vorbind, înseamnă pompă cu plonjor. Și în acest desen puteți vedea diferența dintre o pompă cu piston, cel mai cunoscut tip de pompă, și o pompă cu plonjor. În cazul pistonului, mărim presiunea împingând apa, iar în cazul plonjorului, dezlocuind apă, adică plonjorul intră în apă și o dă la o parte, o dezlocuiește, mărind în acest fel presiunea și obligând apa să urce. Numele corect al pompei despre care vorbim este acela de bareback hidraulic sau hydram, de la hydraulic ram. Dar deoarece este cunoscută de cei mai mulți cu numele de pompă bareback, îi voi spune și eu așa în continuare. Voi începe printr-o comparație cu o pârghie de gradul 1. Aceasta poate ridica o greutate, cea notată cu A, fără să aibă nevoie de vreo sursă de energie exterioară. Dar poate să facă acest lucru, deoarece în timp ce un corp urcă, altul coboară. Așa că energia potențială gravitațională a unui corp crește, în timp ce energia potențială gravitațională a altui corp scade. Și asta se întâmplă și în cazul pompei bareback. Ca să ridice apă, pompa trebuie fie să lase o cantitate de apă să coboare, fie să micșoreze viteza cu care curge o anumită cantitate de apă. În primul caz, scade energia potențială gravitațională a unei cantități de apă, apa care coboară, și în al doilea caz, scade energia cinetică a unei cantități de apă, apa care, după ce a acționat, pompa curge mai încet. Voi explica acum cum funcționează pompa bareback, care folosește o mică cădere de apă. Există multe tipuri constructive de astfel de pompe. Deci, din punct de vedere constructiv, tehnic, există mai multe tipuri, dar principiul de funcționare este același în toate cazurile, iar elementele pompei le puteți vedea în acest desen. Ceea ce este important de reținut este că, indiferent de tipul constructiv al pompei, bareback-ul hidraulic folosește un șoc. De aceea se numește bareback. Folosește un șoc de presiune care se produce atunci când o supapă oprește brusc o cantitate de apă din mișcare. Atunci se produce un șoc de presiune pe care îl folosește pompa bareback, să-i spunem așa în continuare, și asta veți vedea în continuare.
În desen, vedeți un rezervor în stânga, din care vine apă la pompă și care trebuie să fie evident mai sus decât pompa, altfel nu vine apă. Iar sus în dreapta, vedeți un rezervor acum gol în care va urca apă. Ați observat că n-am spus va urca apa. N-am spus așa deoarece acest tip de pompă nu poate ridica decât o parte din apa din rezervorul din stânga, restul trebuie să coboare din cauza legii conservării energiei. V-am spus că dacă vrem ca un corp să urce fără să efectuăm noi lucru mecanic, trebuie ca alt corp să coboare. Mai puteți vedea că în interiorul pompei există două supape, pe care de altfel le puteți vedea și în schemă. Cea din dreapta mai mare, care se numește supapă de șoc, și o supapă mai mică care permite când se deschide să intre apă într-un rezervor care conține aer comprimat. Să vedem cum funcționează. Întâi deschidem un robinet și lăsăm să curgă din rezervorul din stânga apă în pompă. Viteza de curgere a apei prin pompă crește, presiunea din pompă crește și ea închide brusc supapa de șoc, așa cum vedeți în animație. Atunci se produce un șoc de presiune care deschide supapa mică prin care poate intra apă în rezervorul în care este și aerul comprimat. Apa care intră mărește presiunea aerului și acesta împinge apa din conducta care urcă, astfel încât o parte din ea intră în rezervorul de sus. Dar, prin deschiderea supapei mici, scade presiunea în pompă și se deschide supapa de șoc, iar o parte din apă curge afară, pe lângă supapă. Este apa care coboară, pentru ca altă apă să poată să urce. Apoi ciclul se repetă. Presiunea crește și închide supapa de șoc, apa are un șoc de presiune care deschide supapa mică, intră apă în rezervorul cu aer comprimat, presiunea aerului împinge o cantitate de apă în rezervorul de sus și așa mai departe. Supapa de șoc poate să aibă forme și mișcări diferite. De pildă aici puteți vedea o supapă diferită, constructiv, tehnic, dar după cum vedeți, principiul de lucru este același. Iar aici puteți vedea o astfel de pompă folosită pentru a ridica apă într-o grădină. Supapa trebuie întâi acționată manual de câteva ori pentru a comprima aerul, iar când presiunea acestuia atinge o anumită valoare, ceea ce înseamnă că apa din tubul de evacuare, cel prin care se ridică apa, ajunge la o anumită înălțime, supapele încep să funcționeze singure. În concluzie, ceea ce se întâmplă în principiu este că o cantitate mare de apă coboară pe o distanță mică, pentru ca o cantitate mică de apă să poată să urce pe o distanță mare, exact ca în cazul pârghiei. Deci astfel de pompă nu încalcă legea conservării energiei, nici n-avea cum, nimic nu încalcă legile naturii. Și cu cât ridicăm mai sus apă, cu atât putem ridica mai puțină și pierdem mai multă apă care trebuie să coboare. Dar poate că unii se gândesc acum la altceva. Mintea omului este neobosită, ceea ce e foarte bine atunci când încercăm să găsim aplicații la legile naturii, dar e rău când ne pierdem vremea încercând să le încălcăm. Și anume, parcă văd că unii se gândesc acum că am putea face ca apa care a urcat în rezervorul de sus să curgă înapoi în rezervorul din stânga și în acest fel să o refolosim și să obținem un dispozitiv care funcționează veșnic, un perpetuum mobile. Dar dacă vă gândiți așa, ați uitat că o parte din apă se pierde. A ieșit din pompă jos, a curs mai jos decât pompa, așa că vom avea tot mai puțină apă și la un moment dat apa se va termina și atunci totul se oprește. Când este vorba despre legile naturii, șmecheria nu funcționează din fericire. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!